Salutare, draga mea fecioară! Îți mulțumesc foarte mult că te afli aici pe canalul meu, Amos Wisdom Tarot. Eu sunt Amos și în următoarele momente îți voi spune care sunt previziunile pentru tine în luna decembrie. Așa că te invit să rămâi alături de mine. Înainte de a începe această citire, vreau să-ți readuc aminte faptul că este o citire generală. Este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil să nu vă regăsiți cu toții, da, în această pasență. Dacă dorești să iei legătura cu mine, cel mai simplu mod pentru a o face este să intri pe site-ul oficial amostarot.ro. Dacă ești iubitor de cristale, dacă ești iubitor de produse de witchcraft, te invit cu tot dragul să intri pe cutiamagului.ro, unde vei găsi lumânări personalizate pe dorințele tale, amulete de protecție, tot felul de produse care să te ajute în ritualurile tale. Poate le dorești pentru tine sau poate vrei să le faci cadou acum pentru luna decembrie. Indiferent cum ar fi, te invit să arunci acolo o privire, mai ales că în această perioadă sunt zeci de produse noi. Hai să vedem cum stau treburile pentru cei din Zodia Fecioară. Draga mea fecioară, există un mesaj foarte important pentru tine aici. În primul rând ai numărul 5. Deci 5 înseamnă completare. Da? Înseamnă faptul că aici ceva în viața ta ajunge la un apogeu, ajunge la o terminare, ajunge la o finalitate. Mesajul pe care îl primesc pentru tine, în primul rând, este faptul că se dau măștile jos. Nu știu ce înseamnă asta pentru mine, acum că zic asta, dar cu siguranță pentru tine înseamnă ceva. Se dau măști jos, se dă masca jos unui prieten, unui om din viața ta sau pur și simplu tu îți dai masca asta jos pentru că nu mai vrei să te faci că nu vezi. Da? Este o chestiune legată de atașament aici, care se schimbă, să știi, în luna decembrie. Realizezi ceva tu legat de persoana asta sau legat de tine însuți, însăți. Da? O lecție foarte mare de atașament. Eu te văd pe tine, să știi, draga mea fecioară, luna decembrie, că nu vei mai fi atașată de această persoană foarte mult sau... Desigur, înseamnă că rămâneți cumva prieteni sau rămâneți într-o zonă a amiciției, dar nu cum ați fost până acum ceva timp. Încă te gândești, parcă încă te doare ceva, tu ai avut anumite așteptări de la persoana asta, însă nu ți-a răspuns conform dorințelor tale și, repet, acum măștile se dau jos. Este foarte posibil să aveți o discuție, poate chiar pe data de 5 decembrie. Simt că unii dintre voi veți discuta lucruri legate de sărbători sau dacă se vă face sărbătorile împreună, dacă tu să sărbătorești împreună cu această persoană și cred că te va refuza cumva politicos sau pur și simplu va fi dual, da? Nu ți va da un răspuns clar. Următorul mesaj pentru tine, iată, avem cartea cu numărul 26, Hostilities, da? 8. Adică nu mai vrei să lupți, mi se pare că nu mai vrei să lupți în relația asta, indiferent că e relație de prietenie sau de iubire. Nu mai poți, ești obosit. Dai pe afară pur și simplu, pentru că te-ai lovit tot timpul de aceste refuzuri, da? Ai tot făcut invitații. Ai tot dorit să ții oamenii împreună sau să-l ții pe omul ăla lângă tine și te-ai lovit întotdeauna de această ostilitate, de acest refuz, de această distanță. Iei decizii radicale, draga mea fecioară, în luna decembrie, asta este clar. De ce? Pentru că ajungi la concluzia că meriți și tu să fii iubit, meriți să fii respectat și meriți să fii pe primul loc pentru cineva. Îți voi extrage și un mesaj al îngerilor. Mesajul îngerilor pentru tine, curățare și detoxifiere, iată. Acesta este mesajul tău, îți voi citi imediat mesajul de pe card. Cu multă iubire și cu respect, îți cerem să-ți detoxifici corpul prețios și sensibil. La cererea ta te vom ajuta să dezvolți căi de afirmare a vieții pentru a face față stresului, pentru a reduce tristețea de a renunța la vechile căi.
Lasă în seama noastră grijile și preocupările și simte grația minunată a corpului recent purificat. Draga mea fecioară, tu ai trecut printr-o schimbare foarte mare, recent s-a întâmplat asta, lunile trecute poate, sau chiar luna trecută, în care ai avut deja o schimbare pe zona profesională. Lucrul ăsta probabil te-a stresat, a creat presiune asupra ta, pentru că este și normal, acum în noul job ai nevoie să te faci remarcat cumva sau să-ți demonstrezi de fapt abilitățile pe care le ai, să nu fii rămas doar acolo în acel CV, da? O atenție deosebită cred că ar trebui să o acorzi sănătății tale, ar trebui să o acorzi corpului tău fizic, pentru că are nevoie de această odihnă, de această detoxifiere, dar simt că pentru tine, repet, vine și o nouă zonă de organizare. Mi se pare că te vei organiza altfel și vei face lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum. Asta înseamnă să slăbești, poate, să arăți într-un alt fel, să schimbi locul, imaginea, să ai o altă alimentație. Nu știu dacă neapărat să atragi omul ăla în viața ta sau să-l faci să regrete, da, că nu ți-a dat atenție, dar în orice caz, în primul și în primul rând, vei face lucrul ăsta pentru tine și este foarte, foarte bine. Deci nu uita de această curățare și detoxifiere. Mă simt ghidat să-ți mai extrag, să știu, un mesaj și o voi face. Mesajul pentru tine, iată, merge mână în mână cu primul mesaj, da? Gândire pozitivă. Iată. Acesta este al doilea mesaj al tău, gândire pozitivă. Această situație poate fi vindecată blând și cu iubire, așa cum ai cerut, însă e nevoie și de tăria ta și de buna credință a celorlalți oameni implicați. Vom sta în spatele tău atunci când spui adevărul, dându-ți tărie și călăuzindu-ți cuvintele. De ce ai nevoie de această gândire pozitivă? Ai nevoie pentru că tu știi că acum trebuie să faci un pas mare în schimbarea ta. Tu simți asta. Deci organismul îți spune asta. Oi, nu mai e cazul să mănânc asta, nu mai e cazul să pierd nopțile, nu mai este cazul să muncesc atât de mult. Deci e clar că am nevoie de o revigorare, am nevoie de un restart aici, pentru că altfel nu pot continua așa și e greu, într-adevăr, să scăpăm de anumite programe, să scăpăm de anumite obișnuințe, dar ele sunt necesare. Pentru tine, draga mea fecioară, luna decembrie nu este decât începutul acestui proces, pentru că îl vei amplifica mult mai mult din primăvară încolo. Hai să vedem care sunt și mesajele cărților de tarot pentru tine. Sunt tare curios. Bun. La baza pachetului 10 de bâte, wow, și cartea Diavolul, dar avem și un 7 de cupe aici. Deci vezi exact ce spuneam, tu părăsești o relație toxică aici. Bun. Aceste patru cărți vorbesc despre părăsirea cuiva și acel cineva este extraordinar de toxic pentru tine. Fie are o viață haotică, fie are un stil de viață care ție nu ți-a convenit niciodată, dar ai încercat cumva să-i fii alături, chiar dacă stilul de viață nu era unul tocmai bun. Ți se pare că persoana asta se înșală foarte mult, visează foarte mult și că nu mai este cazul să stai pe lângă ea, da? Acest 10 de bâte, draga mea fecioară, reprezintă greutățile, provocările de care tu ai tot avut parte cu personajul ăsta, da? Într-o altă ordine de idei putem vorbi despre tine și despre energia ta. Asta înseamnă că, din punct de vedere emoțional, există dependență, atașament, da? Pentru că avem diavolul, avem 7 de cupe, deci ne ducem iarăși la prima carte care ție ți-a căzut și anume atașamentul. De ce ești tu atât de atașat? De cine ești atât de atașat? Pentru că ai senzația că tu nu poți să-ți trăiești viața fără treaba asta, fără chestia asta, fără omul ăsta. E ca și cum îți spui, băi, eu nu văd viața fără omul ăsta și deși nu-mi place, deși mă chinuie, deși simt ceva acolo, parcă tot mă duc acolo, parcă tot chem persoana asta să ne întâlnim, parcă tot vorbesc cu ea. Da? Deci e ceva aici care, sincer îți spun, la un moment dat oricum se va întâmpla ceva din care vă veți separa. Nu înseamnă că nu veți mai vorbi, dar fiecare va avea viața lui. Da?
Luna decembrie, uite, pentru tine, da? Sau cel puțin pentru unii dintre voi. Avem aici un 9 de cupe. Asta înseamnă că ești mulțumit. Ești mulțumit de deciziile pe care le-ai luat. Ești mulțumit de activitatea ta profesională. Ești mândru de tine. Parcă pe partea profesională lucrurile întotdeauna au fost bune pentru tine. Ești un om în care alții se pot baza, da? Își pot pune, să spunem, speranța. Dar din punct de vedere emoțional, iarăși există o tristețe foarte mare aici, da? Uite, avem 4 de cupe, este ca și cum îți spui, băi, am avut atâta succes, pe alte planuri, numai în iubire nu am avut. Deci numai în iubire. Am încercat, am făcut tot ce mi-a stat în putință, nu am reușit. Cred că e cazul, nu știu, să abandonezi. Cred că e cazul să rămân singur, singură. Nu știu dacă neapărat va fi situația chiar așa, să știi, dar clar că, uite, tu ai fost mințit aici și parcă în continuare ești mințit de către cineva. Simt asta foarte puternic pentru tine și au fost momente chiar acum 2 luni de zile în care te-ai aflat într-un blocaj efectiv, deci probabil luna septembrie, octombrie, în care efectiv nu ai știut ce decizie să iei cu omul ăsta. Deci te-a pus într-o situație destul de proastă. Poate chiar ați avut și o ceartă și cumva s-a stins, să spunem, de la sine, dar au mai rămas acolo niște reminescențe. Da? În viitorul tău apropiat, deci vorbim despre luna decembrie, draga mea fecioară, există o invitație pe care o faci cuiva, deci vei ieși cu cineva, poate să fie într-o zodie de aer, vărsător, gemeni, balanță, poate veni o propunere din partea unui grup în care să petreci momente frumoase, în care să-ți petreci Revelionul, Crăciunul sau, nu știu, orice alt eveniment. Asta, în primul rând, să știi, mi se arată faptul că vei merge la un eveniment, la o petrecere, la un film, la un ceai, nu știu. Ți se oferă o invitație undeva sau tu inviți pe cineva undeva. Hai să vedem mai multe mesaje pentru cei din Zodia Fecioară. Bun. Și ultimile 3 cărți în poziția ta. Avem acest 4 de spade, ok. Reprezintă așteptarea pentru tine. E o pauză aici pe care tu o faci, să știi, în luna decembrie. E o pauză pentru că simți nevoia, într-adevăr, să iei această pauză și poate să nu mai gândești ceea ce nu e cazul să gândești sau nu mai vrei să te stresezi tu foarte mult cu privire la situația asta. Îți spui, băi, cel puțin luna decembrie chiar, nu știu, nu mă mai interesează atât de tare, să facă ce vrea. Iarăși pe zona profesională apar, să știi, oportunități destul de mari. Asta înseamnă că ori lucrezi deja pe un job care presupune limbile străine sau zona artistică sau ceva de genul acesta sau lucrezi cu oameni din străinătate, să știi că decembrie, ianuarie și februarie, la fel, lucrurile pentru tine vor fi foarte stabile din punctul ăsta de vedere. Poate fi un proiect care, să spunem că ori stagnează, ori merge mai încet, poate nu primești un răspuns de undeva, o viză, ceva, da? Adică rămâne așa undeva la stadiul ăsta, destul de latent. Steaua, să știi că este un îndemn pentru tine de a merge înainte, de a te lăsa călăuzit în primul rând de Dumnezeu, nu neapărat de cineva din exteriorul tău, da? Ridică privirea spre cer și adu-ți aminte de cine ești și recapătă-ți puterea personală și mergi înainte, pentru că să știi că sunt lucruri frumoase care te așteaptă. Și gândește-te că această arcană, steaua, o simt cumva că vine peste diavolul ăsta. Da? Iată. Deci vine peste acest diavol, asta înseamnă vindecare, asta înseamnă protecție divină pentru tine, înseamnă că e ceva care pe tine nu te va mai afecta. De ce? Pentru că în sfârșit privești adevărul în față. Da, e dur. E un adevăr, poate nici negru, nici alb, dar cu siguranță e gri pe undeva. Și cu cât privești acest adevăr mai mult și cu cât îl asimilezi mai mult, o să vezi că îți vine această vindecare și scapi practic de acest atașament nesănătos în care te-ai scăldat.
Draga mea Fecioară, este o lună impresionantă pentru tine, ce vorbește în primul rând despre curățare, detoxifiere și despre a încerca să gândești pozitiv. Bucură-te de cei din jurul tău, bucură-te de tine, ridică privirea spre cer și roagă-L pe Dumnezeu să te îndrume, pentru că cu siguranță o va face. Îți mulțumesc enorm de mult că mi-ai rămas alături și sper ca toate aceste mesaje să-ți fi fost de folos. Iar dacă ți-au fost de folos, îmi poți da un like și un share, pe mine mă ajută foarte mult. De asemenea, aștept comentariul tău în secțiunea de comentarii, mai jos. Până data viitoare, eu îți doresc o lună de decembrie minunată și nu uita să ai foarte mare grijă de tine.